Salut, salut și bine v-am găsit oameni bun la un nou episod și astăzi avem din nou aici cutia mea favorită și este timpul să deschidem încă un compartiment și să vedem ce se ascunde în cutiuța, în compartimentul, ușița, habar n cum vreți să-i spuneți, cu numărul 8. Ieri a picat Spider-Man, așa că nu cred că astăzi va fi o minifigurină, dar sper să fie ceva interesant și avem... Ok, avem această construcție care nu-mi dau seama încă ce ar trebui să reprezinte, dar probabil îmi voi da seama uh, după ce o voi construi, așa că haideți să ne uităm mai cu atenție la conținutul acestei pungi. Pare a fi un fel de banc de lucru sau ceva de genul. Uh, văd că sunt destul de multe piese și avem o piesă din asta foarte că de fapt avem două, una fiind de rezervă, și e super tare deoarece piesele astea sunt destul de rare și sunt foarte interesante. Ok, haideți să ne dăm la construit și să încercăm să construim cât de repede putem. Am cutia undeva mai departe și trebuie să mă chioresc ca să văd până acolo. Mare grijă să construiesc în cadru pentru că altfel dăm dovadă de lipsă de profesionalism. O secundă. A, așa, m-am uitat mai cu atenție la instrucțiuni. Avem aceste două piese aici, această placă și. Și dacă stau să mă gândesc, cred că ar trebui să fie un fel de loc din pacheta cadou, ia să vedem. A, au mai rămas niște piese în pungă. Mă credeam că, că lipsez piese. Chiar, vouă vi s-a întâmplat vreodată să vă lipsească piese dintr-un set Lego, deoarece eu nu am pățit niciodată. Am extrem de multe seturi Lego, adică am multe seturi, vă dați și voi seama, însă niciodată, niciodată nu mi s-a întâmplat să lipsească un set și o piesă dintr-un set și până la urmă de asta și seturile Lego sunt atât de scumpe, plătești pentru calitate, plătești pentru siguranță, dar măcar știi că nu vei avea probleme în astfel de situații și dacă cumva se întâmplă atunci poți să fii sigur că vei primi piesele care îți lipsesc. Deși nu știu exact unde trebuie să apelezi dacă îți lipsesc piese dintr-un set și asta este construcția, așa că haideți să ne uităm mai de aproape, cred că ar trebui să fie un fel de masă și aici pe masă avem niște unelte pentru un pacheta cadouri. Deci cred că piesele astea două, asta verde și asta aurie, ar trebui să reprezinte hârtie de împachetat cadouri. Avem foarfecul pentru a putea să o tai și cred că asta este tot o rolă de hârtie roșie de împachetat. Cred că asta ar trebui să reprezinte, nu știu exact dacă aveți voi altă idee. Nu e cea mai interesantă construcție din calendarul ăsta însă este tare și bineînțeles poate să fie adăugată la uh, sala armurilor, set pe care eu îl dețin. Mai am o astfel de construcție primită în calendarul ăsta care se poate adăuga la acel set și când voi avea toate construcțiile din setul acesta uh, le voi conecta la sala armurilor și vă voi arăta ca să vedeți și voi cum funcționează totul împreună. Deci oameni buni, ăsta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și noi ne auzim data viitoare. La revedere!